Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un unboxing aproape surpriză. Adică ar trebui să fie ceva ce așteptam în cutia asta, dar sunt tare curios ce vine. E de la amicii noștri de la PNI care ne mai trimit câte o surpriză și pe aia ne trezim cu ele livrate de curieri. Mai bine să desfacem. Vorba aia, am un cuțit, nu-mi e teamă să-l folosesc. Fapt, am un Saturn, am un cuțit. Mi-am rătăcit cuțitul meu. Ăla măcar tăia bine. Arma asta albă. Tăia copaci. Nu știu ce copaci ai tăiat tu. Mi-e teamă pentru pisica ce ar putea fi înăuntru. Dacă cumpărați ceva de la online shop, aveți grijă că băieții ăștia nu se zgârcesc la scoci. Știi ce trebuie să folosim aici? X-ul cu foarfecă, ia de-l încoa. Este cutie anti-acces, ca să zic așa. Hai, mai ziceți ceva. Ăsta este un alt fel de unboxing. N-am mai testat de mult o stație. Gata, știu. Asta e antena aia de stație de lux. PNI Extra 45. Cu magnet inclus. Stație Radio CB Escort. Dar mai testat din astea. Dar asta este cu anti-squelch, nu? Auto-squelch. Squelch automat reglabil, da. Și cu cască de ureche. Adică ăsta este Waze-ul clasic. Dacă vrei să te prieteni și cu camionagii. PNI BT Mic. Gata, m-am prins. Deci ăsta este pe Bluetooth, mă. Și merge cu ăsta. Ce tare. Așa, e și cască. Deci poți să auzi în casca asta pe Bluetooth stația. Băi, stai un pic. Și ăsta este adaptor Bluetooth pentru stație. Deci ăsta îl bagi în stație. Și avem și mirror link. Goodies, goodies. Hai să-l luăm pe rând. Chestia asta pe care vreau să vă arăt e foarte simplă. Pur și simplu ai nevoie de 12V. Adică de mașină și cutia asta o alimentez la 12V. Aici am cablurile de alimentare și aici sunt cablurile de conectare la sursa video a mașinii. Așadar, îi dai curent și te conectezi la sursa de intrare auxiliară a mașinii. Iar pe partea asta la altă ai intrare de microfon, alimentare la 5V. Dar n-am nevoie de 5V în. Și USB. Ce face treaba asta? Cutiuța asta este gândită să meargă la bordul unei mașini care are un ecran pe care poate să intre video din surse auxiliare și care îți va rezolva o dată pentru totdeauna problema aia cu Waze-ul din bord, filmele și orice altceva. Pentru ei mici, la drum lung, spre exemplu. Așadar, aici am conectorii video și aici am partea de alimentare. În cazul nostru s-ar putea să ne descurcăm, eu sper că ne descurcăm cu acești 5V in, adică o să încercăm să ne băgăm cu micro USB. Vezi, îl pornim cu asta? Da, mă, merge. Uite că a luat 5V. Și audio. Așadar, avem un monitor, avem un adaptor și ne mai trebuie doar un telefon pe care să-l conectăm. Ce să vezi? A detectat intrare? Nu e HDMI. Bun. Aha! L-a văzut! USB Wire Mirror Sync. Așadar, connect iPhone USB cable, press trust this computer, wait and sync. Wait and see! Bă, deci dacă e adevărat, e mult prea ușor. USB. Telefonul lui Radu. Și momentul adevărului. Ok. Yes. Always la ok. Este, mă. Cu întârziere minimă. Cât de tare. Ia și dacă deschid un browser... Dar știi să ducă, ia să dau pe Cavaleria și să dau pe Autorotate. Știi Autorotate? Zic că știi. Știi Autorotate! Bun. Ok, avem browse și hai să mai dăm și niște YouTube. Ce faci când îți arde mașina? Ia. Looks like
întârzierea este minimă. Nu spun că e ok, dar nu spun că nu poți să o faci. Poți să ai YouTube în bord. Câte vreme ai intrare așadar de video auxiliar în sistemul mașinii tale, poți să vezi tot ce vezi de pe telefon acolo. Hai să încercăm aceeași poveste pe iOS, că zice că merge și cu iOS. Fără nicio aplicație dedicată, mi se pare spectaculos. Și se și încarcă, fii atent. Autorizați, da, autorizez. Wait and sync. Ce-mi place asta? În loc de wait and see, wait and sync. Gata, a mers. Știi că nu ne trebuie chestia asta. E la fel de rapid și aceeași poveste. Așadar, video real-time de pe iPhone pe ecranul mare. Și rezoluția este neașteptat de bună, adică se apropie de Full HD din ce văd eu aici. Bine, ecranul ăsta este doar 720p. Mi se pare spectaculos. Poți să-ți pui cutiuța asta undeva lipită pe lângă bord pe acolo, o legi la intrarea de video, dacă ai cameră, spre exemplu, de mers cu spatele sau player de DVD, cu siguranță ai o intrare auxiliară în sistemul multimedia al mașinii. Ce tare! Merge foarte bine! Dar e mult prea simplu, adică trebuie să fie mai complicat de atât, nu? Băi, deci funcționează. Asta e important. Ia. Had to be done. Hai, ce mai vrei? Ce mai vrei? Așadar, adaptorul de telefon pentru orice mașină cu intrare video. Cum îi zice la asta? Cum am zis că îi zice? Că avem cutia pe aici? USB Mirror Link de la PNI. Și dacă scot cablul, îmi și zice cum îl cheamă, că apare aici. USB Wire Mirror Sync. O treabă foarte deșteaptă. O să vă punem linkul în descrierea articolului ca să vă dați seama mai multe. Despre stație însă mai puțin. Eu nu prea mai folosesc zilele acestea, dar înțeleg utilitatea. Pe scurt, asta ar fi o stație cu cască Bluetooth, dar rest este o stație de bună calitate, cum am mai văzut de la PNI, care sunt oricum cele mai folosite de la noi. Dar dacă nu vrei să te bazezi 100% doar pe Waze, și vrei să te împrietenești cu foarte mulți oameni la drumuri lungi sau scurte, poți folosi o astfel de stație, ori cu conectorul clasic sau cu acest adaptor numit PNI BT Dongle cu 2 pini. Care vine, uite, așa. Țac. Și când o să dai curent stației, se va alimenta și adaptorul și cu ajutorul adaptorului o să poți folosi și o stație de felul ăsta. Deci dacă te vede cineva că vorbești pe stație așa, o să zic că ai luat o raznă. Dar nu mai ai cabluri de care să te încurci. Pur și simplu poți să ți-o prinzi aici, să zicem, la centură undeva, la îndemână. Are și un sistem de asta foarte serios, metalic aici de prindere. Și eu cred că e în regulă. Pur și simplu aici poți să o legi și pe cablat pe direct. Pe aici o încarci. Așadar, poți să încarci acest emițător-receptor sau poți să folosești o astfel de cască. Și pentru a vorbi, push talk este butonul aici. Așadar, dacă ai nevoie de o stație și nu se vadă că folosești o stație, ai toate variantele. Cablat, cu cască în ureche, cu stație de genul ăsta fără fir și mai era cu urechelniță din asta. Nu știu cum îi spune. Cum îi spune? Laringofon? Nu e laringofon. Cum? Cu un hands-free, așa. Asta este varianta hands-free. Asta o prinzi tot așa undeva, ori pe centură, ori la piept și poți să apeși pur și simplu aici când vrei să vorbești. Microfonul este integrat aici și ai casca asta pe care o bagi în ureche cu un auricular nesă transparent care își va face treaba. Profi! De acum poți fi un șofer conectat și profi. Și cam atât despre acest unboxing. Fii atent. E, da. Cei de la PNI au început să pună și stickere. Cum ar fi să-ți și lipești un sticker ăsta pe mașină? Să-ți arăți aprecierea pentru o companie care știe ce-ți dorești. Să te împrietenești cu oameni și să te uiți la chestii pe ecran. Știi ce? O instalezi în mașină, la noi, mașina de filmare. Singura problemă la mașina asta de filmare este că nu are ecran. Auzi, stai că noi mai avem ceva de pe la ei.
Unde e ecranul ăla care stă pe aici? Lasă aici ca să vin să-l iau tot pe ecran. Da, exact. Deci, facem unboxing-ul ăsta și după aia... Deci, eu când v-am spus că cei de la PNI ne mai trimit din când în când câte o cutie, asta este o cutie care stă la noi de anul trecut? Da, știu că avem o meserie foarte faină. Vin tot felul de chestii de care nu avem timp să le desfacem. Deci este prima dată când deschid cutia asta, dar dacă este ceea ce promite acolo, ne va rezolva problema în mașina de filmare unde nu avem niciun ecran. Ei bine, așa arată tetiera. Monitor auto multimedia, Radu. Nu. Ba da! Vai! Asta e perfectă pentru Ari. Deci fii atent, are slot de card SD, USB, intrare auxiliară pentru phone și alimentare pe 12V de la mașină. Dă-te mă de aici! Deci tu vrei să-mi zici că ăsta este DVD player? Aici se bagă discuri? Cine mai folosește discuri? Deci știi ce aș face eu? Aici pe AV-in cu un adaptor, bagă cutia asta și merg telefonul. Cât de greu poate să fie? Și nici nu arată rău, chiar arată destul de ok, arată destul de premium, este o chestie bine închegată. Dacă am putea să-i dăm și curent, să o pornim, ne trebuie 12V, n-avem. Doar instalăm o mașină. Asta este motorul nostru proiect. Când ne vom plictisi, punem video în mașină. Și cum nu prea ne plictisim, o să-l facă Radu. Ce-i cu toate clemele astea? Ah, asta e de prindere la tetieră, mă. Deci aici e adaptoare pentru tetiere? Da. Asta se bagă așa la tetieră. Asta este adaptorul ăla de audio-video. Și este alimentatorul de la brichetă. Super. Auzi, hai să vă zic o treabă. Eu tocmai mi-am terminat treaba pe săptămâna asta. Nu știu care e următorul aici la masă, dar eu nu strâng toate chestiile astea. Nu te mai uite așa, asta e, trebuie să plec, mă așteptă Lore. Nu plec înainte să vă spun like, share și subscribe, pentru că merităm. Pentru că cine altcineva este în stare să facă așa ceva? Și le mulțumim prietenilor noștri de la PNI care ne încearcă de fiecare dată imaginația. Sincer, nu credeam că se poate așa ceva. Nu, chiar nu mă așteptam. Deci este genul ăla, este nișa de tehnologie în care nu te aștepți că cineva chiar să mai străduiește să pună Bluetooth pe o stație sau să-ți conecteze la ecranul din mașină telefonul sau să-ți facă o tetieră pentru... Deci, serios. Și știi care e pasul următor? Să integrezi chestia asta în tetiera asta. Dacă tot are și DVD, mai bagi și chestia... Da, exact. Tare am impresia că cineva la Piatra Neam s-a uitat la clipul ăsta și... Dar... Spor la treabă. Noi vă susținem aici, vă încurajăm, faceți o treabă excelentă. Și până data viitoare nu uitați să dai like, share și subscribe, am zis. Numai bine. Ciao. Și acum chiar plec în concediu. Bine, până când o să vedeți voi clipul, eu m-am întors din concediu. Și deci pot să fac așa. Concediu și pe aia pot să fac intro. Gata, înapoi la muncă, nu?